Mai erau mașini cu claxoane, cu lumini, cu Victoria? Nu se mai observa, numai fiind și întuneric. N-aveați spaima că dacă vă găsesc revoluționarii cu Ceaușești mașină, vă consideră, deja era, ba da, era ideea teroriștilor, vă consideră teroriști care apărați pe Ceaușești, ba fanatici. Da. Nu ați avut spaima asta, nu? Da, tocmai de chestia asta am ținut cont, pentru că aici la intrare în oraș am bănuit că se organizează filtre să ne blocheze și am mers încet, dacă observam ceva, să putem să întoarcem, să fugim. Era foarte riscant să vă găsească revoluționarii cu Ceaușești în mașină. Am intrat pe Bulevardul Castanilor. În față e gara, nu? În față este gara, dar undeva pe dreapta, unde oprea interzis acolo, este sediul inspectoratului de poliție, fosta miliție. Am vrut să mă asigur că totul e în ordine la miliția județeană, să putem intra prin spate. Condițiile în care aici este miliția județeană. Mi s-a părut că e liniște? Mi s-a părut că e liniște. Câteva lumini erau aprinse la etajul 1-2. Am văzut că nu mai sunt probleme. În condițiile în care erau, ne adăpostem în partea stângă la unitatea militară. Adică acum în stângă avem, da, care... Acum este inspectoratul județean de jandarmi. Aici era unitatea militară, unde de fapt a fost și duș. Mulțumesc, Ceaușescu, da. Aici avea să stea 3 zile Ceaușescu în cazarul ăsta. 3 zile până pe 25 decembrie, da. Acolo a fost comandamentul. Aici în față. O să filmăm și mai de aproape după aceea. Venim la unitate. Așa. Deci dacă nu, dacă aveți probleme cu miliția, să duceți... Da, așa am considerat că putem scăpa și intrăm în unitatea militară, unde primeam protecție din partea cadrelor de armată. Această unitate militară era condusă și de comandantul garnizoanei. Domnul general Chemeniș, domnul colonel Chemeniș pe atunci, da. Chemeniș, da. Acum general. Drumul acesta e interesant și pentru că, în sens invers, aveau să-l facă acea mașină Aro, care i-avea la bord pe, da, pe Ceaușești, de la miliție, tot prin spate a fost scoși. Același traseu, de când noi ajungem la inspectoratei, după aceea au plecat la inspectorat până la unitatea militară. Aici s-a făcut dreapta, da? Da, pe lângă pasare, da. Aici era liniște? Da, era liniște. Ei nu se agitau când au trecut pe aici? Nu se întrebau unii, da, cum v-am spus, stabilise să ne întoarcem la protecția plantelor. Și când am ajuns în zona asta, am semnalizat dreapta, el a observat că probabil nu suntem în acea zonă unde e protecția plantelor, am intrat în curtea inspectoratului, aici. Aici. De fapt, era barieră, da. În spatele miliției. În spatele miliției este poarta de acces auto. Aici mi-a zis el, unde m-ați adus? Trădătorilor m-ați trădat. De la Târgoviște am fost luat, de la Târgoviște voi fi luat. Am pătruns în curtea miliției județene. Am avut mici probleme la acces, pentru că nu ne lăsa să intrăm. Nu eram recunoscuți, pentru că nu aveam grade, nu aveam... Erau militari la poartă, cadrele noastre nu mai acționau atunci la punctul de acces în unitate. Era armata. Era, da, armata preluase toată paza inspectoratului. Am pătruns înăuntru, am tras mașina undeva în apropiere la intrarea din spate, după care i-am condus în biroul șefului miliției județene. Și acolo... mai departe cu domnul colonel Conț, care a făcut percheziția. I-a preluat ofițerii. După aia a venit, da, doi revoluționari, Știrbescu și Ionescu, au avut o discuție mai aprinsă cu ei, că întrebau tot așa din toate discuțiile lor, că de ce i-au dus în situația asta, că n-au avut hrană, că n-au avut curent, că le-au demolat satele. El întreba, ia zi-mă și ce v-am mai făcut, ia zi-mă și ce v-am mai făcut.
După aia punea întrebări. Cine v-a făcut casele astea? Cine v-a făcut combinatul ăsta? Astea nu se văd? Da, și Știrbescu i-a spus, veți fi judecat pentru cele bune și cele rele pe care le-ați făcut. Atunci se enervase și i-am spus, vă rog frumos, lăsați-l în pace, că poate se întâmplă ceva datorită stresului sau nervii acumulați, pentru cât să roșise la față, să încordase și venele la zona gâtului. Și au mai acalmat puțin dialogul. După care au venit cei de la Unitatea Militară, că se raportase de către domnul Conț, care rămăsese singur la comandă, pentru că era cel mai mare în grad. Domnul Dureci fugise, nu mai avea treabă, doar prin stație, nu știu eu ce probleme aș rezolva el pe lângă unitatea noastră, nu în interior. Au venit cei de la armată, l-a luat, eu am rămas în continuare la poliție, m-am mulțumit că am scăpat cu bine până acolo și mi-am văzut de treabă. Colegul dumneavoastră, Constantin Paise, a mers cu... a urcat în Aro, da. Și asta mai stat 3 zile în cazarmă, împreună cu Ceaușești. Da, chiar da. El chiar nu mai a plecat din unitatea militară, a rămas cu ei și cu plutonul de pază, da, organizat de către domnul Chemenici. Cam pe la ce oră ați venit aici? Cam pe la jurul 17:45, 17:50, ceva de genul. 6:06, frumos, pe da, așa. Pe aceeași poartă pe care au intrat Ceaușești, au și ieșit, de data asta într-un autoturism Aro, într-o mașină Aro, o mașină armatei, și pe traseu invers, cam jumătate de oră mai târziu sau 40 de minute după ce au intrat la miliție, au mers înapoi ca să fie duși în cazarma unității militare. Deci tot pe lângă pasarelă, e un drum de câteva sute de metri, se face în 2-3 minute. De la armată era deja capitanul Mareș, trimis de colonelul Chemenici. Colonelul Chemenici în acest timp venea prin față, pe la miliție, pe bulevard, să ridice pe Ceaușești, dar între timp i-a fost ridicați cu acest arou.